că hai, că nu știu ce, hai. Ho! Banii vrea, normal, o, când ne-a zis. Banii vreau? Sfonurile și intrigile difuzate în gala de sâmbătă riscau să strice echilibrul deja fragil al cuplului Ionuț-Cătălina. Dacă o interesat de bine, venea și cerea un date cu mine. Ce? Am că ți-am spus aseară, am vorbit cu tine, ți-am spus că el mi-a fost rău. În pauza publicitară, doamna Ermina încerca delicat, însă hotărât să-i arate lui Ionuț unde anume greșește. Mă cresc eu acum când vorbește cineva ceva, eu mă duc într-o parte și stau și nu vreau să mă aud nimic. Pentru că ești implicat părțile. Pentru că și eu sunt tensionat acolo și văd că nici Cătălina nu mă înțelege. Văd că ea face afirmații și acum e supărată pe mine. Mă, tu ești prea grăbit. Așteaptă un pic, așteaptă, te rog. I-am zis că vorbim după aia și a zis că el n-are ce să vorbească după aia cu mine. Și a zis că nu, nu pot să vorbesc acum. Să te duc că nu vreau să vorbesc. Nu, am zis că am timp în publicitate să-ți explic ție în 3 minute ce mă deranjează la tine. Dacă ai un pic mai multă răbdare, eu nu ți-ai fi un băiat super. Crede. Nu acolo cu mine. Nimeni nu mă înțelege, nici tu. Eu te înțeleg foarte bine și ea te-a înțeles, fata. Dar ne pui niște postaze foarte proaste, crede-mă. Mă ierti? Te iert, dar ai răbdare să vorbim după aceea, nu mai reacționa așa. Gata. Dacă tu o să reacționezi așa de fiecare dată... Nu. Tocmai de asta vreau să plâmbesc că nu sunt așa. Și încă ceva. Ce? Nu mai vreau la testimonia niciodată. Și sper să stăm și noi trei, eu putem și cum atunci de vorba. Mă ajută foarte. Da, și sper să stăm. Nu să te pierd. Confuzia și temerile lui Ionuț își puneau cuvântul, dar ziua de duminică aducea mai mult optimism, acum că avea cale liberă spre Cătălina. Oana, ce fericită, toată lumea entuziasmată că au venit băieții. Noi zice, ce? Eu vreau să dorm, e nouă dimineața. Bine ai venit, mă, boiule, bine ai venit. Eu n-am chef de discuția asta la ora asta. Păi, dar oricum n-a venit, lasă-l. Ia uite-l, mă, a venit la noi. Însă revederea cu Cătălina nu era cea așteptată. Bună dimineața! Eu nu, ți-a dus, mă, un scaun, să ste... Nu, mă, trăsează, mă, dacă mă bagă, înseamnă ce să-i fac, mă. Că te hai lângă Ionuț, că e supărat, rău. Și eu sunt supărată, ce credeți? Ia, vii să vorbesc ceva cu tine. Ai văzut că nici m-a băgat în seamă? Ionuț, poate nu vrea fata, nu putem obliga pe nimeni. Poate nu fie alea asta. Poate nu fie alea asta. Nu vorbea Iura și dacă o fată nu vrea, nu trebuie să discutăm acum, știi că e chestia vulpea, când ajunge la sucur, spune că sacre. Asta am să te întreb acum, să nu crezi că fac iarăși ceva. Vorbiți, nu avem nimic de împărțit. Poate nu e să fii împreună cu ea. Care a primit o scrisoare de la mama ei care spune că știu că ție nu-ți plac dulcegării. Deci am înțeles-o, nu mă, poate fata așa e genul ei. Nu-i place să te duci giu-giu lângă ea, știi? Lasă totul să decurgă ușor. Mă deprim, mă dimineața. Aș pe mine la fel. Și atitudinea asta de... Eu sunt femeie să vin după tine, mă, ce ai? Dar i-ai zis ceva tu? Nu i-a zis nimic, oricum nu mă bagă el în seamă. Adevărat? Adevărat, ce mă duc eu stau, că e nervos. Și acum începe pe jos să-mi dea mie fitile de alea, că ai avut dreptate și te faci și cu Cătălin ce mi-au zis, sau? O să vii, te rog, să vorbim 5 minute. Răbdarea lui Ionuț a durat exact un sfert de oră. Urmau, bineînțeles, explicațiile Cătălinei, pe care Ionuț le cerea cu ardoare. Așa, deci în primul rând neața, se spune neața, da? Am spus bună dimineața, da, dimineața. Da, în fine. Eu cred că nu eram pe acolo, în primul rând. Se bagă lumea în seamă, știi, că așa e frumos, știi? Eu nu atârn după o femeie niciodată, mai ales în viața mea, da, care mă tratează cu indiferență. Nici. Ok, atunci și nu avem să mai vorbim. Se vede că ai 23 de ani și se vede că nu ești foarte de mărită. Îmi pare rău și pentru cadrul ăla care ți l-am făcut. Că ți l-am făcut din suflet, să mai mă bagi în seamă. M-ai deranjat degeaba. Fete, la 23 de ani vrea să se mărite, mă, aici. Dacă era afară, să-ți spună sigur că nu te mărite. M-ai deranjat pe mine de la, da, cafeaua mea? Asta ai comportament iară de 10 ani. M-am terminat-o cu ea, gata. Opa, am terminat-o. Gata, te calmezi. Nu fiecare femeie are nevoie de lucrurile pe care le oferi atât de ușor, de repede, de tot. Tu te deschizi foarte repede. Asta e greșeala mea. Da. Dacă eram afară nici măcar un deget și nu uitam la ea. Un deget. Doamne, ce ai făcut? Ce ai mai spus de testimoniale? N-am zis nimic. Să rămân acolo, să... Nu, oricum, s-a încheiat Cătălina pentru mine. I-am zis că urma să avem o discuție și a zis, bine, nu mai vreau să vorbesc nimic cu tine. A aruncat cafeaua, așa, zic. E ciudă că nu-l bagi seama, zice. Am venit acolo afară, tu deja erai afară. De ce nu mai ai băgat în seamă?
Ți-am zis bună dimineața, dimineața? Și da, mi-a zis, o să vezi tu de acum încolo ce material o să fac. Poți să spui ce vrei, pe mine nu mă afectează cu nimic. Dar nu are ce să vorbească el de tine când te cunoaște, în primul rând, și nu, până la urmă i-am spus, voi n-ați avut o relație, voi erați în cunoaștere. Nu poți să obligi fata asta cu nimic. Am vorbit un pic și cu Cătă. Și tu vorbești mult și prost. Da, și am vorbit mult și prost. O să mai vin încă 10 fete pe toate leau. Ca așa sunt eu. Ia vino cu acest. Nu vreau, nu, eu nu pot să cer copilul unui om. Eu te cer pe tine că eu cu tine am venit. Ia-ți da. Toată dimineața, mătușe, lasă-mă. E, ce ai stricat dimineața. Nu m-am deranjat-o și a făcut cafeaua. Ale să nu vin să spună neața, hai să fim serioși. Ionuț, sâmbătă intră altă fată. Nu mă, că nu, nu știu acum stau până sâmbătă. Dacă mai vorbești mult. Da, am zis că te las cu Mihai. Dacă nu te-o bate, fiate prima. Deci jur, îți frig o palmă din fundul grădinii. Vorbele aruncate lăsaseră deja urme adânci, dar puțin mai târziu începeau tratativele. Ce fac acum? Fac așa doar să nu mă întrerupe. Fac să nu știu, să nu mă gândesc, nu știu, mai rănit. Cum mai vin dimineața pe scări și nu știu. Nu mă aștepta nepartita să ai comportamentul ăsta. Eu am înțeles că ești ufută, te-ai trezit. Nici nu am urcat la tine în cameră să-ți zic neața. Mi-a zis că nu-ți plac dulcegările, să nu mai vin să fiu... Ți-am lăsat. Am așteptat jos la masă, atentă, nu te-ai uitat la mine. Ce ai zis pe material? Care material? Dacă nu e asta, oricum e alta. Mi-am spus, dacă nu erai tu la mijloc, mă interesa că nu mă interesa altă fată de aici, că tu o cu toată vine pentru bani. Și pe tita mi-a exclus din chestia asta, da? Și mai devreme ce ai zis? Că o să faci tu, că o să fie numai materiale pentru tine, nu știu ce. Ce zice? Da, pentru că am zis că dacă mă despart de tine și alea, eu voi face numai materiale aici. Că nu mai am cine să mai dau explicat să fiu cu minte, nu mai am cine să stau să mă duc seara să mai fac cadouri. Bă, nu mi-ai dat o mică atenție, nu mi-ai dat. Ce faci? Ești bine? Ai avut același comportament față de mine. Stai, mă, cu minte, că eu când am avut comportament, că te-am luat în spate de am vorbit. Atunci când ți-am spus două, trei întrebări și tu la fel mi-ai răspuns cu aceeași monedă. Cu ce ți-am răspuns? Eu vorbeam cu vorbești acum. După băiesc, tu te agiți acum, uite. Tu vorbești foarte tare în clipa asta și răstit la mine. Tu te răstești la mine în momentul ăsta. Eu până să te iau la bancă în spate, nu aveam nimic. Eu așteptam să discutăm despre asta și să-ți explic că noi, într-adevăr, suntem doi oameni diferiți. Eu nu vreau să te schimb pe tine, ăsta e comportamentul tău. Eu nu-l înțeleg, asta e, nu e. Bine, te pup atunci. Îmi pare rău atunci. Am înțeles, deci de nu suntem doi oameni diferiți. Îmi cer scuze atunci că te-a deranjat și succes la următorii băieți care o să iai de acum încolo. Ne oprim un pic aici, am vrut să oprim aici materialul pentru... Nu, mai avem, dar vreau să... Am remarcat un lucru. Au fost 3 tentative ale voastre de a sta de vorbă, da? Cât a durat fiecare? Cred că... 2 minute. Nici 2. Și nici n-a apucat beata Cătălina să scoată un cuvânt că ai luat foc. Da. Deci n-ați apucat să lămuriți. Dacă a spus că ea nu e genul să alege după un bărbat, cum a spus pe primul... Și tu ai spus că dacă era afară și te uitai la ea. Acum, știi cum e? Fiecare a spus niște... Măi, sunt niște copii. Fiecare a spus niște cuvinte la nervi. Asta, crede-mă, nu e asta dramă. Sunt oameni care sunt bolnavi afară, care... Bă, astea sunt niște... Cum să spun? Niște... Uite așa, ceva... Deci, v-ați șicanat un pic, serios. Mă așteptam să văd cine știe ce. Stăteam cu... Aveam tensiune, mă gândeam că ne-a cineau. Asta a fost? A fost ceva mai grav? Nu știu. Tu de asta vrei să pleci? Nu știu. Sunt foarte stresat, nu știu. Ia stai un pic. Dar de ce n-asculți până la capăt ce are de spus Cătălina? Și de ce pleci tot timpul? Pleci. Am vorbit cu ea seară și nu cred că mai avem ce să mai vorbim. Am înțeles ce... Ați lămurit-o? Da. A zis că nu mai sunt șanse și... Ți-a rupt lanțul de iubire? Lanț de iubire. Dar respect decizia și nu. A fost o ironie. Nu stau să mai sufoc. Hai să vedem materialul, să vedem ce s-a întâmplat după ce după ce Ionuț a lovit covorul. C***a de viață. Am venit acolo și mi-a făcut vreo și mi-a scos toate hainele. Băi, Ștefane, să m***a ți-a... Băi, frate, deci nu e vorba de Cătălin. Nu pleci, dar nu lași pe noi aici. Lasă-mă, frate, că țin legătura asta, vezi, să vă simțiți bine. Eu nu pot să mă adaptez, nu, deci nu fac față. Nu mă trebuie pe nici Cătălina, că nu o să plâng eu după... Înțelegi? Dă-i la mână. Eu stau foarte prost cu psihicul, cu și cu stresul. Nu pot, am crezut că aici mă voi liniști. Hai, Marco, ce ești prost așa? Nu știu că eu te iubesc dacă tu ești toromar și mă enervezi. Nu fi prost. Dai cu mințele aici.
ești așa de frumos și atât de, de carismat și asta, dar nu te înțelege ce nu ești un pic mai răbdător, atât ți-am ce-am, doar nu ți-am ce-am nimic altceva. Rănit în orgoliu, dar oblojit de mătușa Ermina, discuția dintre cei doi se mută departe de ochii celorlalți. Crede-mă că eu am vorbit cu ea și ea chiar te voia. Am lăsat-o dintr-o dată, adică fără, nu știu, a fost... Și-a dat seama fata cum e compatibilitatea între voi. Nu trebuie să superi asta. Trebuia să spui o întrebare, mă, e ceva. Da, și trebuia să o aștepți pe ea să vorbească. Ce trebuia să fac? Mai trebuia să-mi văd de treaba mea, sau până mă băgă în seama. Așteptez din ea la timp, dacă vrea. Aici a fost greșeala mea. Nu am avut răbdare. Asta e răbdare. Asta e și greșeala mea și în afară. Ești dispusă la un moment dat să treci pe această supărare a ta față de el dacă el va dovedi în viitor că își va schimba comportamentul? Eu nu cred, ca să vorbesc cu tine, eu nu cred că tu vei schimba foarte mult comportamentul tău decât până la momentul în care iară nu vei primi ce vrei. Că tu nu știi să accepti să nu primești. În schimb, eu știu. Okay. Și eu știu când trebuie să mă opresc. Deci nu-i mai dai nicio șansă? Nu. Mamă, deci ce bine că a spus vorba asta. Asta așteptam. Mersi frumos, atunci îți doresc o seară bună. La fel să ai și de, tu. Și de orice decizie care o voi lua eu de acum acolo. Deci atât am să spun. Toate deciziile pe care le iei te privesc pe tine. Sunt continuu ales că e Mihai liber, ia vezi cine mai e. Gata, lasă vă lăsc. Tocmai ce spuneam. Da, te-am chemat aici și îmi spui că nu mai e nicio șansă. Pentru ce? Că, în fine, nu contează. Îți doresc o seară bună. Să spui lui mătușa că știe ea ce am vorbit azi și sunt hotărât. Ok. Știe ea despre ce e vorba. Și ce face berbecul? Se mai ridică odată și pleacă. Normal, că iar n-ai avut răbdare. Da. Așa ești tu. Da. Ok, eu spun să nu se mai străduiască nimeni să te schimbe. Asta e firea ta. Când o să cunoști o fată, cum să spun, pe care o să o iubești de să nu mai poți respira, crede-mă, o să te schimbi tu. Nu trebuie să-ți spună nimeni din jurul tău cum să fii, ce să faci, ce să dreci. Dar când crezi tu că s-a hotărât Cătălina să nu-ți mai dea nicio șansă? Cred că după ce a văzut materialul cu mine de vineri, cum m-am manifestat eu și sâmbătă, cred că l-a văzut la gală atunci. Da, dar mie mi s-a părut că a fost impresionată de cadoul tău. Nu cred. Nu? Doamna Ermina, ați mai vorbit cu Cătălina? Da, eu nu am știut nimic până ieri, când eu am fost uimită de reacția lui. Eu i-am explicat că e așa e dimineața. Ea când vine pe terasă, noi trebuie să o lăsăm 5-10 minute. Da, sunt oameni care au nevoie de un timp al lor, ca să-și revină, da, să-și pună gândurile în ordine. Ok, adică cred că reacțiile lui de ieri au cam făcut un pic să dea un pas înapoi și totuși ar mai fi existat dacă el la un moment dat se potolea. Adică spuneți că ieri prea a plecat de fiecare dată și n-au reușit să ducă, adică, la capăt chiar nicio discuție. Cu el, a încercat să-l asculte, dar ieri răbdarea, i-am zis, singurul lui. Eu aș vrea să o chemăm și pe Cătălina un pic. Te rog. Ca să ne lămurească ea. Nu vorbești tu cu ea, vorbesc eu. Tu ai lămurit-o, nu mai ai nimic de lămurit între voi. Radu, ajută-mă și pe mine cu Cătălina, te rog, să vină încoace. Of, 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 of. Hai un pic, Cătălina. O să te rog să iei loc acolo pe canapea. Tu când ai luat tu decizia să nu-i mai dai nicio șansă lui Ionuț? Eu m-am gândit de sâmbătă seara. De sâmbătă seara? Tu erai hotărâtă? De asta n-ai vrut să vorbești duminică dimineață cu el? Sau? Am vrut să vorbesc cu el. Chiar vorbeam cu fetele și am zis vreau să am o discuție cu el în care să-i explic. Doar că el nu m-a băgat în seamă. Și eu ca să merit... Pe material cine n-a băgat în seamă? Eu... Știu că bărbații vin. A, da? Ok. Atunci aștepți mult și bine să te bagi în seamă. Deci eu nu pot să discut cu el, nu pentru că o să vorbiți prin mine. Uite așa, uite așa, da, o să vină către replici.